Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit un episod. Astăzi, fraților, o să facem o chestie foarte, foarte interesantă aici cu Madalin. Salutare, băieți! Și mai bine zis, o să spamăm cu Royal Ghost în arenă. Așa că haideți să vedem ce o să iasă din asta. Sper să iasă un spam destul de frumos și să fie tot super bine. Și fraților, nu uitați că aveți canalul lui Madalin în descriere, așa că duceți-vă și pe canal pentru că va fi acolo tot un episod foarte interesant cu mine. Așa că duceți-vă și vedeți și dați un like și un subscribe pentru că merită. Iar noi haideți să intrăm în arenă și să spamăm cu Royal Ghost. Să vedem ce o să iasă din asta. Mi-ai Ok. dat friendly invite? Acum îți dau. Am crezut chiar mi-a Iar să pară. îmi dă play was challenge. Îmi sa că trebuie să ies din joc și intru din nou. Aici când Da. Clash Royale că unele bug-uri când îi dai invite friend, dar rezolvăm și asta. Calling Spark e trash can. Uite acolo. Așa, mi-ai dat invite? Dai invite. Da, așa, imediat. Ai ieșit și tu? Da, am ieșit ca să Dar văd că mi-a arătat că nu ești online. Acum mi-a arătat că ești online. Se ducă bug-ul ăsta nenorocit. Da, și nu rezolvă. Poate că ei nu știu că este așa bug. Sau poate La e fel a doar la spus, noi. player already was a challenge. Ia dă să-ți dau eu friendly battle. Double Elixir. Ți-a venit? Nu. No. What the fuck? Cred că n-a... Dar eu am reușit parcă din joc. Ia dă să ies din nou încă o dată. Și încercăm încă o dată. Aici să ne chinuim un pic cu să intrăm în joc în chestii de genul acesta, dar e ok, fraților. Acum și intrăm și spamăm acolo, a să fie țâță. Așa. Ia dă invite din nou. Bagurile vieții. Ia dă La invite. fel îmi spune. Dar ai ieșit și tu? Da, am ieșit. What the fuck? Dar îți dă doar la Double Elixir? Ia dă să încercăm un 1v1 basic de ăsta. Stai că am ieșit din nou. Dar mi-a arătat că friend offline. Și dau cancel shoot până îmi scrie canceling, doamne ferește. O rezolvat e butonul de cancel, dar tot nu lucrează. De ce Ia are? încerc acum să-mi trimis tu. La body când a făcut cu el spam de ăsta, tot așa era. Nu ne venea cererea. Ți-a venit ceva? Nu. What the fuck? Tot nu ne vine cerere și nu înțeleg de ce. La alții parcă le merge destul de bine, dar la mine poc, gata, nu trebuie să meargă. Parcă special, știi? Ies din nou din Clash. Până acum când ieșeam din Clash și intram înapoi, mergea foarte frumos. Vreau să uitați să dați și voi un like la acest episod și să vă abonați la canal dacă ați făcut asta încă. Și dacă l-ați distribui, o să mă ajute foarte, foarte mult. Ai ieșit și tu? Îți dau Da, friendly, am ieșit. double elixir. S-o vint? Dar mai puțin. Nu, nu mi-a venit absolut nimic. Și ți-am dat invite, Double Elixir Challenge, waiting for Mandarin. Păi dar nu Știi ce? ți-ai... Nu mai încerca să dai tu, dau eu, că la mine zice player already was a challenge. Adică Da, ca și cum tu mi-ai trimis, dar nu mi-a apărut. ia acum, dem. Nu primesc absolut nimic, stai așa că îți dau eu. Dem tu. Nu, la fel îmi spune. Da, dar și mie nu-mi vine nicio cerere, ca să spun așa. Ciudat. Foarte ciudat. Gata, acum trebuie să-ți vină. Asta e secretul Clash Royale. Adică e ceva aici paranormal. Frumos. Friendly Gata. battle. Da. Perfect. Așa. Începem să ne scoatem turnul. Eu am gigantul deja în mână. Băi, Double Elixir. Nu, n-am nimic. O să-ți activez King Tower cu Zepul ăla. Nu trebuia ca să iei mai turnul mai greu. O, e problemă. Așa. Mă duc aici cu un Mirror Page cu Giant și iau două turnuri deodată Eu și... dau și un Ice Spirit acolo, perfect. Și mi-am luat de o grijă. Așa, pun gigant aici, poc. Da, eu spun aici scheletonii. Mi se pare că se duc scheletonii pe Royal. Da, s-a dus. Da, s-a dus pe Royal. Să pun și scheletul pe partea stângă. Hai că au sărit. Așa, turnul Trebuie ăla să e din pun dreapta. de apărat. Ăla e rip. Hai că acum ți-am luat tot turnul. Până acum mi-l-ai luat mai ready. O, eu două turnuri deodată ți-am luat mai ușor. Bun. Da, de data asta te-ai descurcat tu mai bine. Poți să începi să pompezi deja? Încearcă să pompezi că tu va trebui să ai avantaj de elixir. Eu nu pot să pompez că nu mi-ai luat turnurile. Iei turnul și încep să pompez și eu. Ok, acum o să-ți iau. Dă să-ți dau un rage pe King. Pe Așa. partea dreaptă să ai grijă. Pe partea stângă, partea dreaptă a ta. Dar e greu ce cu Ok, stânga și dreapta. Hai să pompăm. Tu poți să pompez, acolo să încep și eu să pompez, acum ia mi turnul al celălalt. Dar Da, să moară Royal ăsta, dă spune ce scheletonic să-l omor mai rapid. Și încep Spune să să pui pe pompez. partea stângă, că am mai dat unul ca să-ți E double elixir, dar parcă prea greu. Eu zic că parcă e double elixir, dar prea greu să încarc pe elixirul Da, ăsta. se încarcă greu. Nu înțeleg cum e double elixir, cred că e de ăsta, double elixir fake. Gata. Așa, dă Trebuie să să încep pompăm așa, acum. perfect. Mai bag aici, așa, poc, poc.
Din nou Elixir Collector. Băi, uite, mi-a mor King-ul deja, lol. Aia, dar nu-i problemă. Principalul, eu sunt să-l omor. Tu poți să mi-l omori, eu nu. Că eu tipu... Eu se pușesc... Dacă să pui pe partea aia, eu pun pe partea asta. Ce? Pun pe zic. Apă pun. Pom pom porom. Porum 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 porum. Îl pun până la bridge acolo. Da. Îl pun pe o parte, după dacă n-ați mai am loc, să le pun pe cealaltă parte. Iar am pus din dau rage aici, uite și să dau și rage deja. Trebuie să mă concentrez că să nu fac vreo greșeală. Trebuie să fim atenți. Dacă deja prea multe greșeli îl fac. Așa, pun aici un elixir collector, mai pun încă unul cu pompă, cu mirror. Așa, frumos. Ei, ai spirit skeleton, cum pun skeletonii printre pompe. Dar ai observat că parcă când, atunci când vorbești și faci ceva, parcă mai ușor să memorezi. Mhm. Vezi că așa, fără, că în gând să spui că, pompă, parcă uiți, nu știu cum. Da, atât câte pompe am acolo, frate. Dar la tine iar ies mai mult decât la mine. Păi, dacă nu ești atent. Ia, eu stăteam și spamam cu skeleton, dar nu puneam pompă, lol. Ți-am pus o pompă la tine în bază. Lol. Acuși mai aveam puțin de pompat și după trebuie să începem din nou. Da. Așa, acum aici. Acum pe partea dreaptă că nu mai am loc. What the fuck? Dar mi-e parcă prea repede mor pompele astea, nu înțeleg. Ce se întâmplă? Păi mai ales dacă pui rage pe ele, normal că pică mai rapid. Pentru că i-au scăzut și viața, i-au dat nerf. Așa. Nu înțeleg, bă, și așa pompa asta moare rep, dar încă și mi-ai scaz din viață. Și mi-ai scaz din eficiență, mai îi scaz din chestiile astea. Da. Pe mă, ce folos din pompă? Și așa tot urăsc să o joace. Ok. Dar mie îmi place. E ca să nu fost pompa la mine în deck, nu cred că mai ajungeam unde să acum. Păi loci. Vezi că dai 6 elixir, dar pe mă mult mai repede crește și ai avantajuri. Da. E că eu ce greșeală făceam, că puneam un rage deodată fără să pun mirror pe pompă. Deja mi-am intrat în mână acum, nu mai gata, nu mai ce să mai facă. Trebuie să avem grijă și la timp, că după să... 1.55. Cred că mai dăm un wave de pompe și gata. La 30 cred că începem. Da, ca să avem timp. Gata, cred că e un singur wave de pompe. Hai mai pun încă acolo o pompiță. Tu încearcă să, da, încearcă să pompezi și să-i dai drumul cu Giant din spate de acolo. Și până ajung Giant-ii în bază, atunci abia dai drumul la Royal. Că vezi că da. E parcă prea rep de ajung la bridge. Eu pompez și tu o să ajungi cu Giant-ul. E ca pun gigantul aici. Dau și mirror la gigant. Așa, pun scheletuții aici așa frumos. Mamă, deja am la elixir, frate. O să pun Royal Ghost acum, încă un Royal Ghost. Perfect. Acum trebuie să fiu atent aici. Și dai mirror când spui la bază pe acolo. Mamă, așa. Dar fii atent cum se împrăștie, frate, Giant-ii aia. Principalul că Royal Giant ești, Royal Ghost-ul să fie. Chiar îți dai zep pentru skeletonii de pe partea dreaptă. Dreapta la tine sau dreapta la mine? Bă, nu știu, nu mai știu acum absolut. A pune Royal Giant mai repede ca cușa să-ți moară turnul, King-ul. Bă, unde se duc ăștia, fantomele astea? Păi se duc pe partea dreaptă, că tu ai pus pe partea dreaptă, frate. Ați duc haotic acum. Păi da, că ai greșit partea. S-au dus giganții după pompă. Mie să nu împiști turnul. Apoi eu ți-am zis că principalul să nu-ți-l omor eu. Da, hai că nu-l omor, e perfect. Hai, bagă acolo în stânga frumos. Hai că nu mai avem timp, mai avem 20 secunde. Bă, ce cam prea repede trece timp când începem să... Trece timpul repede, frate. Când începem să spun giganții și să... ăștia? Parcă repede. Mai punem un giant. Nu mai am elixir, gata. Nu mai am... Dă-i clonă. Dă-i clonă. N-ai dat clonă. Până s-a pus clona, s-a dus turnul. N-am mai apucat. Bă, o viteză prea mare. A viteză cred că unui Hog Rider. Nu știu, n-am mai avut elixir acolo. E greu că vezi că te rămâi fără pompă și deodată, po, gata, ai pierdut, nu mai poți. De da, okay. Păi știi ce? E greu ca să ții contra pentru că sunt și rapide. Da, vezi că tu pui gigantul, nu mai ai elixir, ăștia deja ajung la tine bază până îți faci rost de elixir și gata, numai gata, s-a terminat. Da, și asta mi-e greu. Ei, cred că ajungi pentru episodul ăsta, să mai încercăm încă o dată. Hai să mai încercăm o dată. Hai, dă-mi invite, sper să acum să meargă lumea. Merge, frate. Stai maxim. Așa. Hai, acum încercăm. Acum să am grijă la pompă. Long King Tower, du-te pe partea alaltă.
Gigant aici, Log aici, ai Spirit aici și gata, turnul rip. Bun. Și turnul meu tot e rip. Mai trebuie perfect. Un gigant și perfect. Trebuie să luăm un tur și să începem atunci abia să pompăm. Începem să pompăm, da, pe dreapta. Exact. Nu vezi că noi abia începem să pompăm când deja două turnuri sunt morti. Eu o să pun Royal Ghost aici la mijloc, scheleton. Eu pot să încep deja să pompez. Mai dau un Royal Ghost și încearcă să pompezi. Pot aici să mă duc cu un gigant. Eu pompez deja pe partea dreaptă. Aici dăm un log. Zap. Punem o pompiță aici. Clona am dat-o degeaba, ok, ai spirit și dăm pompă. Cum pot să pun pompă cu mirror până fac elixir de pompă? Prea greu să fac... pune Argostul acolo ca să-ți iau turnul. E că de ce nu pot să iau turnul al doilea mai ușor? Că King-ul trage și King-ul are mai mult damage. Păi da. Dar tot pot... Mi-l iei easy. Hai că ți l-am luat deja. Da, să mai pun eu aici un gigant. Cheltuie elixir pentru cine, da? Hai, let's go, ne-am dus. Dau scheletonii deja că giantul ăla să nu ajungă, mai dau și un Ice Spirit. Ui, double elixir, dar cu pompă și double elixir tot greu să încarc elixirul. Da. S-a fost triple elixir, pe cât triple elixirul s-a scos. Care da, atunci era bine să faci. Îți rupeam cu triple elixir aici. Era rupere. Da. Avea să dau din nou rage. Trebuie să și așa nu-i problema. Așa, acum trebuie să dau rage. Acum să fiu atent. La mirror ăsta. Trebuie să pui cărțile rapide tot. La mirror trebuie să am grijă. Cum pun mirror-ul. Dar și frumos să pun astea în bază așa. Ok, Zep, elixir collector, încă un elixir collector. Sara ai spiritele astea pe pompă și de asta așa mor pompele. Da. Elixir collector. Eu și tot așa. Încă un elixir collector, Zep. Rage. Nu, acum ies ca lumea, că acum aș pompa mai multe. Până acum pompele mult mai. Acum să te grăbești ca să joci bine. Pun elixir collector. Încă un elixir collector, deja încep... nici nu mai știu trebuie ce să spun... mai pun. Trebuie să încep să pun giganții atunci când încă am pompe în viață. Da. Nu când exact, abia... Exact, spameze acolo cu giants. Nu când îi termină viața lor. Știi ok, cumva ai spirit, pompă. Pun pompă la tine în bază, dă-o dracu. Așa mă că știu când a să moară pompa. Rage, ai spirit, așa. Ok, mai bag o pompă și încă una. Iuhu. Deci ai nebunie acolo. Dar la tine oricum ies mai multe pompi decât la mine. Păi da, tot timpul, așa a fost în continuu. Da, dar nu înțeleg de ce. Păi știi de ce că sunt pe telefon și pot să pun mai repede? Dar parcă așa nu le pun prea încet. Dar uite, parcă elixirul ăsta vrea să încarci, dar oricum nu se încarcă deodată. Așa nu știu cum, parcă e okay, tras de coadă. Ok, mai dau un rage aici, pompă. Acum începem la 1 și ceva, nu la 1 și 30. Când, uite, încearcă cât ai pompele să bagi giant. Când pompăm, avem, parcă trece greu timpul. Dar când mai pompăm, gata, trece repede. Da. Zep, ok, scheletoni, rage, pompă. Încă o pompă. Deja poți să vii cu giant. Stai că n-am pompă încă necesară. Pompele necesare. Unde să mai pun pompa asta? Poți să vii cu giant-ul. Îi dăm aici un rage și dăm drumul la giant. Let's go. Poți să-i dai drum. Let's go. Let's go, let's go. Rupe giant în două. Rage aici. Eu pun scheletonii pe partea de-a. Giant aici. Eu să încerc să-i pun cât mai în spate. Că să ajung câte doi așa. Și acum dau Royal Ghost ca să nu îmi ia agenții. Iar rămân fără pompă. Prea red rămân fără pompă eu. Pune pompă, frate, nu sta. Dar dacă pun pompă, n-am elixir pentru giganți. Ok. Royal Ghost. Zep. Mai pune aici un gigant. Scheletor și pun la tine bază. Trebuie să ai și tu grijă cum pui Royal Ghost. Uite, bă, uite ce coloană de ăștia. Mamă, frate, ce e acolo? E să nu moară, să nu ucide King-ul. Dau și niște scheletoni. Cred că a sucit King-ul. Nu. Nu cred. Nu, frate, nu. Mai bagă Royal. Gata. Gata, aia a fost. Oh, aia e, frate. Uite, bă, cu 300 viață te-am lăsat, ești nebun.
Ți-a plăcut aia cum am dus acolo? Bă, dar prea repede vin ăștia. Hai să se pune ceva. Dă-le clonă cât mai poți. Bagă vreo două clone pe acolo. Și mai bagă încă una. N-ai cum e o clonă. Nu mai am. Am băgat rage deja. Da, aici. Nu poți. What the fuck? Mai mult de atâta nu poți să-i spamezi. Ai observat că deja de câte ori E greu că omoară rapid trupele. Ai observat că noi de câte ori am spamat cu Royal Ghost, tot de atâta iese. Tot ca cam așa un grupuleț. Da, păi dacă pui din ce în ce mai multe o să omoare și mai rapid. Și mai ales că au și viteză mare. Dar și nu reușești să pui giganții ăștia prea repede. Trebuie încerca și cu golem, dar asta poate deja altă dată. Așa că, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă este așa, să dați un like, să vă abonați la canalul meu, cât și al lui Mădălin. Linkul este în descriere. Și să distribuiți acest clip, pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Și uitați că pe canalul lui Mădălin mai este încă un clip foarte, foarte interesant. Așa că vă aștept acolo. V-am pa pe toți. Pa, pa! Salutare!